În clipul de astăzi o să vă prezentăm o comparație între doi ciobănești cangali, frați, dar de diferite generații, cam un an și un pic e între ei ca vârstă. Murad al lui Jean și Bax, fratele lui Kemal. Și rămâneți aproape să vedeți cam cum se prezintă, care dintre ei mai vi se pare mai frumos, mai arătos. Plus, după aceasta o să vedeți și o comparație între ciobănescul cangal Bax și Alba, ciobănescul de Bucovina femelă a lui Jean. Și pentru cei care tot mă întreabă de Kemal al meu, să știți că din păcate nu-l mai am, am fost nevoit să îl dau, dar a ajuns pe mâini bune. Și s-ar putea să fac în viitor apropiat și un clip cu el, să vedem cum s-a dezvoltat. Întâlnirea fraților! Ia zi, Jeanei! Păi nu, îl țin bine, tu nu poți să-l ții pe altul. Eu îl țin de la mie. La gard, da? Ce mă, nimic acela? Nu garante. Dar nu vii aproape cu el. Nu mă, lasă-l acolo. Așa, așa. Așa, așa, lasă că... Eu cum să uită la el? Ce răutate să uită. Ia uita-l și pe Murad aici. Ia zi, băi. Stai cu mine, mă, n-auzi. Că-i făcut una prostii. Da, da, măi. Da. Ha, bă, că n-are cum să îl ține de ăla. El îl ține cu eu, am și garda cum ține. Da. Și vă bag să. Îl ții bine, da, Daniel? Îl ții. Să nu scape ăla, auzi? Nu scape. Hai. Mira, ce face băiatul? E mai mare mă ăla. Hă? Nu, ține-l, ține-l. O să ia profilul. Întâlnirea fraților. Nu s-o altele mai subțire. Adică e n-am ce să pare, dar la fel de la fel. Hai! Max! Hai frumos! Uită-l și pe ăsta ce? Hai frumos! Hai! Da? Du-te puțin mai aproape. Dar fii atent, mă apropii, nu-ți fie frică! Nu mai vezi! Lasă-l atâta că e... Nu! Hai! Ce zici, băi, Zare? S-ar juca sau s-ar bătea? Eu zic că s-ar juca! Deci, aici e Murad. Gata, gata. Și aici este fratele lui. Nu uite la ce, ăla-i pustarele. Ha? Ăla-i mândria lui că e stăpân aici, dai seama. Pă mișelește așa. Bă, se aseamănă ca puțin mai negru pe bot așa, Murad. E mai lung al meu, dar nici ăla nu-l grăburi. Ăla e mai curt. Nu așa face, pleacă, nu-l las și după aia vede de drum. Bă, dar oricum niciunul fricos unul de altul, adică s-ar bucura de prezența. Nu mai aproape, mă, eu îl țin. Ascultă-mă ce are el. Ai cu toate de un metru țin ea fără să... Da? Da. Când vrea el un metru te atrasă, nu știu nici ce e. Gata. Auzi, hai mă să-i mai... La gard, la gard, Jean. Bagă, la gard. Eu cred că-i miroase. Auzi, Jeane, bagă la gard așa, să miroase printre gard, amândoi să-i și nu. Păi da, dacă... Hai pe la gard așa. Mai e fricos. Da, mă, iară, plimbat. Hai încoace. Ia apropie, că n-are ce să bățească. Să vedem dacă... Ia, cine-i Bax? Gata, gata. Întâlnirea giganților. Hai frumos. Lasă-i, Dani, că acum mai are ce să facă. Nu vedem cum stă să-i plasă, mă. M-a trecut și altă, văd. M-a trecut și altă. Ăsta e mai sociabil al meu, parcă așa, dar... Eu nu-l las. Cu niciun câine nu s-a bătut până gata. Ah, nu-l las. Nici al meu nu e. Ăla-i bărbat, mă. Ăla-i bărbat.
Asta nu-i bărbat încă. A, te referi că a montat? Nu că a montat, e bărbat. A, mai... Ce spui, băi, Joane, de caracterele astea puternice? Bă, voi că-i reușit, părerea. Da. Diferență de un an între ei. Nu lăsați. Bravo, bravo, bravo. Bravo, mă. Are aici, a lăsat, ai văzut, zici că e de malac. Nu lăsa acolo, 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 acolo. Da. Are lătrătură mai puternică la. Vezi, băi, Dane, de ce nu merg lucrurile bine în lumea asta? Dar a ajuns frate cu frate să te duci. Uite, bă, unde am ajuns, bă, uitați-vă. Ia. Hei! Unde-i, mă, rest? Daniel, nu lăsa să pună picioarele, nu lăsa să pună picioarele, ca să-l agață. Bravo, mă, bravo. Bă, hai, frumoasă hai. Întâlnire, băi, Jale, i-a plăcut, băi. Emoționant, emoționant. Jale, am plâns, bă. Stai așa, tărleg. Te duci cu el, că nu aici, că aici am plasă, așa, îi dau drum puțin lui aia albă pe la care vrei să filmezi, că nu-i prea mai... A, să miroase, e cățea, mă, e cățea. Am mai făcut cu el, nu te, să nu te sperii că ai și copii aici, că poate să scape, înțelegi? Și poți să, tu o să-i dai cu fane filmulețul, da. Să vedem și pe alba. De Murat era. Hai, ba. Aici. Dă drum în țar. În țar, caci. Vine aici, stai aici, ia Daniel. Băi, a prins bine aia cu... Iata, mi-am bucurat și eu, știi? Bărbate la mână. Bă, dar și ăsta, bă, nu să las. Nu bagă coada între picioare deloc, Daniel. Ia, tare, cred că îl încălecă la lana. E, la 2 ani, e un an, e dublu la vârstă, bărbat, gândește-te. Bărbat. Bravo, Maxim. Dacă ar fi fost când la, când la stână în mediul ăla, adică când ei de când sunt mici îi trebuie contact cu omul, mai mușcă pe cineva mai asta, îmi spune, erau mai altfel la comportament, dar să fac, ascultă-mă ce spun, că să fac. Păi ea nici nu latră, ea latră la... La tine, nu lasă. Uite, ăsta cu asta montat, zic așa o chestie teoretică, poate nu se face, este să faci unul de altul. Că îmi spune-o, cred că ar da cât ții. Vedeți, eu dacă murat, că... Da, tot aia e. Fac șezi. Șezi? 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 Gata, mă, pe s-ar înțeapă și asta, săra, cu trage. Vezi că ăsta la bot altul e asemănător cu alba mea? Da. Da, vezi așa ce... E mai botul ăsta. A? Bravo, mă, bă. Bravo. Da, mă, dar are căpățâna mare ăla. Cine? Ăla, uite ăla. E mai mare. Lasă-o. Era pe net cu ăsta, mă, stăteau de vorbă. Ha? Da, băi, omule, bă, să vezi ce îi dădea like-uri astea, bă, se mai acum, mă, la bătă. Așa, bă, faci, gata, mă. Hai că nu mai vreau să las că are de-astea cu... Băi, Jean, eu când am fost odată la el acum 2 luni, n-am putut ca să intru în curte, să vezi cum făcea la gard. Nu, bun, dar e mai temperat, era așa. Nu, nu are treabă cu oamenii, dar bine, oricum nu intră nimeni în curte. Cine? E Jean, mă. Din cauza lui, din cauza lui, el e de bine. Da. Lasă, mă, prieten, că ai ajuns la bine, mă, ai ajuns la bine. Uite, pata aia, uite, cât e de bine. Da, și al meu are. Da. Vezi că tot te-ntă de gălbui așa, a luat ca de la măsa pigmentul ăla, te lui la păr. Al meu, al meu. La, bă, parcă, băi, parcă puțin, mă, uite astea. Crezi? Nu, mă, când te-ai mâncat.
Bravo. Am zis că ai o cățea de cangal, în viitor să montez cu ea acolo? Nu, nu neapărat, e alu dresor. Aha. Dar nu-i dresat aia. Dar e mare așa? Un policarbonat, e gata cu policarbonat. Vă văd cât nu... E oricum pentru o cățea e țapă. E mai mare ca aia, nu? Ah, nu, nu. Cred că e mai mare un pic decât avea ăsta, George. Cam asta a fost comparația, dragilor. Vă rog să vă dați și voi cu părerea în comentarii. Care vi s-a părut mai bun, mai frumos, mai... Cum a fost întâlnirea? Ia zi, Jane. Cred că are urechile tăiate. Bravo. Uite, ia palmeul la grosime, da. O întâlnire emoționantă, ai, Jane? Da. Te-am zis, eu nu mai sunt bun de nimic, azi, spun sincer. Ce am văzut azi m-a emoționat. Hai, mă, da. Dacă zic. Ți-a dat lacrimile, e? Bă, îi spun, a fost ceva, zice, uite, bă, zic, câine cu câine, dar om cum să mai poate înțelege. Da, dacă nici câine cu câine vorba aia. E mai grăsută, uite cum da. Îi facă consumarea. Bă, să știi că mâncarea i-am dat cu duiumul, nu? Asta e genetic, ori, n-ai ce să... Nu prea mult nici asta, să știi, mamă, m-a speriat. Bă, dar, nu, dar vreau să zic așa, atât a asimilat el, că... Asta e. Da. Jănică cu Murad aici. Ce faci, măi, Jănică, mă? Bă, uite, știam că vii, ca să spun drept. Păi... Știam că vrei să faci o... Și l-ai pregătit, l-ai pus să tragă de fiare înainte, da? Da. L-am... Pe Murădică. Pe Murădică. Și... Cum îi zice... Mi-ai zis că vrei să vii să faci un filmuleț azi, de-aia l-am și scos de aceea de lângă ăsta. Că... Este fane cât al lui Georgica, așa este, adică mă refer. Bă, la... e mai înalt. E mai înalt. E mai înalt decât al lui Georgica. Da. Mai gros pe bot. La corp e un pic mai închegat al lui Georgica. Da. Aha. Dar n-am avut ocazia să-i mai compar. Să mă dar oricum, și... a năpârlit și al tău. A? A năpârlit. Că da, da, da. În condiții de toamnă, iarnă da, e mai crește, e gros. Acum mai crește părul, acum mai crește. Da. Nu. Arată... Da. Ok, data trecută când am venit era un pic mai slăbuț, dar... Băi, a trecut și dar... prin boala aia, a făcut babesioză, înțelegi? Mi-ai spus aia... tu că a făcut babesioză și acum e revenit cam 90% și a revenit. Da. Da, o perioadă de nu l-am mai prezentat, dar cu puțin noroc și medicație, Jănică l-a pus pe picioare. Da. E, mare, puțin, mare de, cum să spun, e încă în creștere, are un an și 10 luni acum. Înțelegi? Face an, da, face lună. Un an și 10 luni a făcut. Un an și 10 luni acum, da. Da, băi, Jănică, hai că și-a dacă revenit. Dacă Georgică și-a... și-l-a prezentat, mi-l prezint și eu, păi numai Georgică să fie... și-a mai revenit câinele? Da. Adică pentru cei care spun că... El foarte gros nu se facă, că asta e firea lui, adică cangalul nu e un câine cum e asiaticul central, să cred că am mai spus lucrul ăsta. Nu vreau să mă repet, dar cangalul nu e un câine cum e asiaticul central să fie masiv, gros. Așa e felul lui, dar trebuie să... Da. Bă, oricum, era mult mai slab, v-am zis, cine zice că e slab, cățelul a trecut printr-o boală, babesioză se numește, și deși a făcut deparazitarea externă, dar totuși tot a făcut. Nu știu, cred că i-am dat ăsta, Bravecto. Bravecto. Și totuși a făcut la vreo 3 zile, dar părea mea, eu zic că i-am dat cam târziu, cred eu, pastila aia și nu și-a făcut ăla efectul. Da, băi, bine că a scăpat câinele, bine că a scăpat și uite că și-a cam revenit, îmi pare bine că și-a revenit. Ce am vrut eu să zic, el oricum, da, așa, cangaliștea, dacă ar fi fost niște câini îmbrăcați în păr, cum sunt ciobănești ăștia românești, carpatinii, bucovinenii, avea impresia de și mai masiv, dar așa e felul lor, ca să zic. Da. Oricum vreau să, am zis să fac o experiență în toamna asta, să îl montez pe el, că deja acum e aproape de maturizare, are un an și 10 luni. Să-l montez cu asta albă, să vedem ce o ieși, înțeleg? Oricum vor deci ieși vrei să faci o montă experiment da, între cangal și bucovinean? Da. Nu am, cum să spun eu, și pentru el, așa, pentru sănătatea lui, adică să înceapă și el viața sexuală, ca să zic, una la mână, cățeaua asta vreau să-i puțin să o montez acum, cu toate că mi-a fătat ura trecută, a avut ciclu trecut, am dat-o la muntă, să-i reglezi ciclul, să nu mai fete vara, că nu cu vara sau spre sfârșitul primăverii, că nu le merge bine. Și o montez acum și o să mai montez de la anul, la toamnă, să fie toamnă de toamnă. Da. Montez în primăvară târziu, să-mi fete spre vară, ca să zic așa. Am și înțeles. Să fie cu el așa, adică
că fie o chestie de asta cu el. Bă, eu cred că o să iasă niște exemplare mari. Cineva zice, bă, vreau și eu din murat, chiar dacă nu este original, că nu mă interesează, nu mă duc cu căței în expoziții. Dar zice, bă, mi-a plăcut așa că, uite cum e cățeaua ta agresivă, alba, murat e mare, adică să dea niște căței mari, frumoși, temperați, echilibrați, așa, înțelegi? Da. Și cred că va da ceva bun. Rămâne de văzut. Eu cred că asta nu o să mai dureze mult și intră în căldură. Cred eu așa, după cum o văd, cam ce... Da. Deci ultima dată când l-am măsurat atunci pe murad avea... Avea 88. Nu cred 88. Că eu să-l măsor într-o zi. Acum n-am timp, nu am timp, dar că făceam acum. Da, cred că cam atât a rămas, nu, la 88. Nu, vedem acum să mă duc să-l cântăresc pe un cam... Are cineva, are o asociație și are un cântar de ăsta, de cereale mai mare. Da. Cântăresc pe ăla, să-i cât are, chiar sunt curios la greutate, înțeleg? Da. Dar oricum, mai mult de 65 de kilograme nu cred că are, 65-70, nu are, că... Oricum, s-ar putea să mai ia, în iarnă s-ar putea să mai ia 3-4 kilograme. Cât e înalt, e bine proporționat și arată bine, nu prea mai contează, dar pentru mine așa să văd cam ce greutate are, știi? Da. Ați văzut că o perioadă, pentru cei ce v-ați uitat la istoria clipurilor cu Murad, o perioadă nu l-am mai prezentat tocmai din cauza asta, că făcuse babesioză și slăbise foarte mult și Jean s-a ținut de el și l-a salvat. Și acum câinele și-a revenit. Încă nu e în forma cea mai bună. Dacă o să ziceți că e încă slab, da, dar... Era mult mai slab și s-a pus cu medicamente pe el, antibiotice, și a revenit în totalitate câinele. E un câine care are potențial foarte bun, fiind foarte înalt, 88. Căpățâna, după cum se vede, căpățâna e mare. Da, băi, jenică. Ce bine îmi pare că n-a murit, că era să moară, sărat. Și ai văzut că tot i-am urmărit evoluția și... Băi, un câine extraordinar, uite, spun, nu pot să zic că e la fel de agresiv cum e asta, înțelegi? Bine, e și în formare, ăștia după 2 ani de zile se maturizează, știi? Da. E un câine care simte cine e prieten când vine la mine, adică cunoscut, și cine nu și are locul pe aici. Adică, are un câine, care te cam citește așa, citește gândul, înțelegi? Da. Își dă seama, e perspicace. Da. Și oricum, eu tot am mai venit pe aici și deja mă știe. Spre deosebire de Alba, care vrea să mă mănânce tot timpul. Uite, dacă vrei, o aduc și mai aproape, să o filmezi și pe asta, așa ce... Adu-o și pe Alba. Nu s-o, dar să leg pe asta. Să leg pe asta. Golanul ăsta. Da. Băi, dar oricum, când le dai drumul pe aici, văd că ai super loc aici, da, super mare locul. Da. Aleargă, cred că, într-o veselie. Îți place, a? Ai place. Îngrădit, îmi place golanul cum ai făcut place. Aici. Da, și cu capul în partea asta e. Ia uite-l. Băi, mare mai e. Ce? Hai să mai bem cât un suc, Jeane. Hai că avem aici berile, ne așteaptă bericioaicele. E suc adus din Africa. Din Africa. Frumoase oi ai, băi, Jeanică. Frumoase oi ai.